Moldova va întâlni Suedia într-o partidă din cadrul preliminariilor campionatului european 2012. EuroTV va aduce cele mai interesante știri din culisele acestui meci. El va fi groparul Suediei. Internaționalul moldovean Alexandru Suvorov scrie istorie în Polonia. A marcat din nou pentru Cracovia în meciul cu Jagiellonia, scor 3-0, și este la un pas să-și salveze echipa de la retrogradare. Nu contează cine va marca în partida cu Suedia, eu sau portarul Stas Namașko. Principalul e să câștigăm, a declarat Suvorov pentru EuroTV. Cracovia a deschis scorul în partida de pe teren propriu cu Jagiellonia în minutul 36 prin Klich. Stângaciul Alexandru Suvorov a majorat diferența în minutul 52 după ce a marcat cu dreptul cel de-al cincilea gol al său pentru Cracovia în campionat în 21 partide jucate. Mateusz Klich do Alexandru Suvorova. I Moldavianin zdobywa swoją piątą bramkę w tym sezonie. Scorul final 3-0 pentru Cracovia a fost stabilit de Struna în minutul 87. Мы обыграли команду, которая шла на втором месте, и после этого поражения нет. У нас сейчас важная игра в воскресенье уже и должны выиграть, чтобы остаться выше сегодня. Болельщики ждут от тебя и гола со Швеции. Самое главное, чтобы мы выиграли, а уже кто забьет, я или Стас Намашко, уже не важно. Cu o etapă înainte de final, echipa lui Suvorov, Cracovia, ocupă locul 14, ultimul neretrogradabil cu 21 puncte, cu un punct mai mult și respectiv cu două decât următoarele clasate, Arca și Polonia. Campioana este Wisla cu 56 puncte. Iskra Stal a câștigat acum câteva minute pentru prima dată în istorie Cupa Moldovei și va participa pentru a treia oară consecutiv în Liga Europei. Echipa din Râbnița s-a impus în finală în fața Olimpiei Bălți, scor 2-1 într-un meci tensionat. Continuăm jurnalul. Antrenorul moldovean Alexandru Spiridon este rege în Ucraina. A reușit eventul cu Shakhtar Donetsk. Echipa antrenată de Spiridon și românul Lucescu a câștigat Cupa Ucrainei după ce s-a impus în finală în fața marei rivale Dinamo Kiev, scor 2-0. A fost cel mai bun sezon al meu la Shakhtar, a declarat după meci Lucescu. Spiridon și Lucescu sunt fericiți. Au câștigat pentru a treia oară Cupa în Ucraina și sunt la al 12-lea trofeu cu echipa patronată de Akhmetov. Shakhtar s-a impus cu 2-0 în finală în fața rivalilor de la Dinamo, într-un meci pe care ambele echipe l-au terminat cu un om mai puțin. Echipa din Donetsk a deschis scorul în minutul 64 prin Eduardu. Luis Adrianu a stabilit scorul final 2-0 pentru Shakhtar în minutul 87. Da, aș putea spune. Da, mă obișnuiesc că da, cel mai bun sezon Shakhtar. Aceste două titluri. Plus performanța foarte bună în Champions League. Plus достаточно хорошее. Nu trebuie să ne oprim aici? На этом, естественно, мы не собираемся останавливаться. Tandemul Spiridon-Lucescu a câștigat campionatul și Cupa Ucrainei în acest sezon și sunt la al doilea event după cel din sezonul 2007-2008. Împreună aceștia și-au adjudecat 12 trofee, 3 cupe, 3 supercupe, 5 titluri ale Ucrainei și ocupă UEFA. După 12 ani, Steaua București a câștigat Cupa României într-un meci nebun cu rivala de moarte, Dinamo București, scor 2-1. Fundașul Câinilor Roșii, Ștefan Bărboianu, a marcat un autogol de senzație, reușita sa fiind decisivă pentru victoria Stelei. Bărboianu, Fane Bărboianu, au strigat jucătorii lui Olăroiu, dansând de bucurie după meci. Steaua a deschis scorul în minutul 24 prin golul fenomenal al lui Dică. Dică și este gol! Gol Steaua!
Peste 9 minute, Torje a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Șuta lui Torje! Scorul final 2-1 pentru Steaua a fost stabilit de fundașul lui Dinamo, Bărboianu, care a trimis un șut imparabil în propria poartă. Mai multe probleme decât atunci. Surdu după această bici! Este gol! Autogolul lui Bărboianu! Este autogolul lui Bărboianu! Incredibilă greșeală! Bătălia s-a dat nu numai pe teren, ci și în rândurile suporterilor. Imediat după autogolul lui Bărboianu, fanii Stelei au avut o reacție explozivă, aprinzând torțe în tribunele stadionului din Brașov. Și suporterii lui Dinamo au ieșit în evidență. Aceștia au aruncat cu o torță în Torje, care a trecut la mai puțin de 2 metri de capul acestuia. Este lângă o torță! Nu, așa ceva de dinamoviște! Așa ceva nu se poate! Păcat de acel efort senzațional al lui Torje, care era aproape de poarta lui Tătărușanu. Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Steaua București a judecat pentru a 21-a oară în istorie trofeul Cupa României și a doborât recordul cupelor în Liga 1. Pentru acest succes, roșalbaștrii vor primi 265.000 de euro. Sărbătoare la Dallas! Echipa de basket din localitate Mavericks s-a calificat în finala NBA după ce a câștigat pentru a doua oară în istorie conferința de vest. Formația lui Nowitzki a trecut în finala vestului de Oklahoma City Thunder cu 4-1 la general. Harden sets, puts up the three. That misses. Marion the rebound. Marion comes away and the Dallas Mavericks are going back to the NBA Finals. Congratulations to the 2011 Western Conference champions, Dallas Mavericks. Mavericks a dispus pe teren propriu în cel de-al cincilea meci al finalei conferinței de vest din NBA de Thunder, scor 100-96 și s-a calificat pentru a doua oară în istorie în finala NBA. Dirk Nowitzki cu 26 puncte a fost omul meciului la echipa din Dallas. De partea cealaltă, pentru Thunder, Durant cu 23 puncte și Westbrook cu 31 puncte au fost cei mai buni marcatori la oaspeți, performanță care nu a ajutat echipa din Oklahoma City. Dallas Mavericks va juca în finala NBA contra câștigătoarei conferințe de est dintre Miami Heat și Chicago Bulls.